Bine v-am găsit la unboxing-ul smartphone-ului Samsung Galaxy Z Fold 5G. Este vorba despre un device extrem de așteptat de către pasionații de tehnologie. Cutia se despachetează într-un mod foarte interesant, ca o carte. Iar și de la Samsung spun că au schimbat forma viitorului și ne prezintă Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Reimaginați-vă posibilitățile experienței telefonului inteligent. Deblocați versatilitate nelimitată și bucurați-vă de inginerie și maestrie de neegarat. Bine ați venit în noua eră mobilă. Și acum voi scoate telefonul din cutie. Iată, pe cifra de protecție la transport sunt menționate mai multe instrucțiuni pentru utilizarea telefonului. Acest smartphone nu este rezistent la apă, nu trebuie să apăsăm prea tare pe camera frontală și nu trebuie să scoatem folia de protecție de pe display. Și acum iată telefonul în toată splendoarea sa. De pliat este o tabletă, pliat este un smartphone. Îl voi porni. Și până când butează, vă arăt ce se mai află în cutie. Avem alimentatorul. Cabluri pentru încărcare. Precum și un set de căști tunate de AKG. Acum smartphone-ul Samsung Galaxy Z Fold 2 se apropie gata de utilizare, însă înainte de a începe folosirea acestui smartphone, trebuie să știți cu atenție aceste sfaturi. Nu apăsați pe ecran sau pe camera foto din față cu un obiect dur sau ascuțit, cum ar fi un creion sau o unghie. Pentru a împiedica deteriorarea ecranului, asigurați-vă că atunci când priați telefonul nu există nimic în mijloc, cum ar fi carduri, monede sau chei. Sunt practic acele sfaturi ca cele de pe cifra de protecție, însă în limba română. Trebuie să știți că acest telefon nu este protejat împotriva prafului sau apei și că expunerea la apă, la lichide sau la alte particule mici, cum ar fi nisipuri, poate provoca deteriorări. Nu trebuie să scoateți folia protectoare a ecranului și trebuie să țineți departe telefonul de carduri de credit, dispozitive medicale și alte obiecte care pot fi afectate de magneți. Avem de-a face cu un ecran cu un format foarte interesant. Poate fi folosit cu ușurință cu o singură mână atunci când este pliat, iar când este depliat, este practic ca o tabletă. În curând voi reveni cu un review detaliat al acestui device. Până atunci vă invit să recomandați și alte gadgeturi Samsung pentru teste și să-mi adresați întrebări despre acest smartphone.